Olga Ivanovici, fica renumitului conte Dungerski, în anul 1939 a ctitorit construirea în satul Haiducița a Bisericii Ortodoxe Sârbe cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail. Despre mănăstirea Haiducița se poate vorbi numai după canonizarea venerabilului călugăr Rafael de Sfânt al Bisericii Ortodoxe Sârbe, ceea ce a decis Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe în anul 1965. Două decenii mai târziu, episcopul Banatului dr. Amfilohie Radovici construiește mănăstirea Sfântului Sârb din Banat, cu sediul în satul Haiducița, și anume prin faptul că biserica parohială Sfântul Arhanghel Mihail, construită în anul 1939, a fost declarată Mănăstirea Sfântului Rafael de Banat. Mănăstirea Haiducița a fost mănăstire ortodoxă sârbă de sex masculin. Actualmente, Mănăstirea Haiducița este o mănăstire de măici, respectiv reședința a patru călugărițe care au trecut aici de la Mănăstirea Mesici de lângă Vârșeț.